În dialog cu mine, domnul profesor universitar dr. Cristian Troncotă, dumnealui nu mai are nevoie de nicio introducere, fost decan al Academiei Naționale de Informații Mihai Viteazul, profesor titular la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, părintele a peste 26 de generații de ofițeri și, nu în ultimul rând, profesorul și mentorul meu. Domnule general, mă bucur să vă aud în dimineața asta. Vă mulțumesc pentru că mi-ați onorat invitația de a avea acest dialog. Avem foarte multe subiecte pe care aș dori să le atingem, sper să ne permită și timpul. Aș vrea să plecăm de la un reportaj care este cât se poate de serios. Eu l-am găsit la postul de televiziune Washington Post din Washington DC, Statele Unite. Este din 28 octombrie 2020. Este un reportaj legat de această pandemie. Începe prin a spune că nicio pandemie nu este cu adevărat justificabilă. Ei ce au făcut? Au preluat toate declarațiile care mie mi se par halucinante ale ultimilor președinții americani și merg pe această teorie că nu apariția coronavirusului nu este întâmplătoare. Mai exact, Bill Clinton într-o declarație din 1 octombrie 1999 spune că, citez, trebuie să fim capabili de a identifica un atac biologic rapid pentru a putea fi capabili să-l oprim. Vom lucra la sistemul public de sănătate pentru a ne putea pregăti în fața atacurilor bioteroriste. Cum comentați asta, domnule general? Da, în primul rând, cred că fostul președinte al SUA, Bill Clinton, nu făcea această afirmație gratuit. El se baza pe sursele și resursele de care beneficiau structurile specializate ale Statelor Unite, atât din armată, cât și din serviciile secrete. Exista la vremea aceea o structură foarte evoluată, încă din timpul celui de-al doilea război mondial, care se ocupa de această problemă. Câștigase multe experiențe între timp, deci era capabil să facă acest lucru, având în vedere că structura era o structură națională exact focusată pe astfel de reacții rapide în cazul în care Statele Unite ar fi suferit un atac cu virus. Deci, cred că cercetările lor au continuat, au obținut și succese foarte mari, având în vedere că dispun de fonduri materiale, de material uman selecționat nu numai din rândul cetățenilor americani, dar și din rândul străinilor care au dorit să se naturalizeze în Statele Unite. Deci, dar nu sunt singuri. Vreau să vă spun că serviciile secrete izraeliene dispun de asemenea de laboratoare unde se fac astfel de studii, de cercetări, de experiențe, obiectivul fiind de a obține acele mijloace capabile de a face față unui atac cu un microb ucigător. Ei se așteptau din partea organizației
Statele Unite, vă spun, rămân unicul în singura putere în lume, ocupă loc primordial din punct de vedere militar și economic, chiar dacă în ultimii ani, din punct de vedere economic, a fost depășită de China și spunea din aur, China vine acum în locul Rusiei, da, ca principal adversar, deci își focusează, să spun așa, atacurile politice deocamdată asupra Chinei. Dar atunci, în 99, încă era în mentalitatea lor confruntarea aceasta de bloc, da, care iată că a revenit din punctul meu de vedere 2015, anul în care Federația Rusă a alipit Ucraina, urmată de protestul occidentalilor și sigur de măsurile de izolare, de sancțiune mai bine zis a Rusiei, care acum în zilele noastre, odată cu revenirea, democraților la Casa Albă, noul președinte Joe Biden a apăsat foarte serios pe accelerator și, dacă vrei, putem dezvolta acest subiect. Deci, ca să-ți răspund la întrebare, cred că în 1999 atacul pe care Bill Clinton l-a făcut la adresa Federației Ruse se încadra în mentalitatea aceasta a confruntării de bloc și care cred că avea ceva important la bază. Deci și laboratoarele de cercetare ale serviciilor secrete din Federația Rusă, care probabil erau puțin mai avansate, dacă zici că a avut o sursă foarte bună acolo, că altceva nu avea să facă, să deconspire niște secrete, pentru că nu avea acces la ele. Dar a priceput, de fapt, care este esența cercetărilor. Da. Domnule general, înainte să venim ca și fir cronologic spre prezent, aș vrea să mai facem o scurtă paranteză în acest sens, pentru că mie mi s-a părut halucinant. Am urmărit declarațiile foștilor președinți ai Americii din perioada aceea și dacă ar fi să facem un arc peste timp, deci totul începe cu Bill Clinton în 1999 și cu acest defector transfug al Federației Ruse, Kenneth Halibek, după care urmează toată pledoaria lui Clinton. El se pare că a avut și un material foarte bine documentat împreună cu o carte realizată de cei din apropiați biroului lui. Cartea se numește The Cobra Event, evenimentul Cobra, unde dezvoltă această teorie a virusilor gripali. Dar lucrurile nu se opresc doar la Bill Clinton. Este urmat în 12 iunie 2002 de declarația președintelui George Bush Jr. imediat după evenimentele din 11 septembrie. George Bush spune că bioterorismul este o adevărată amenințare pentru Statele Unite ale Americii. Declarație pe care și-o rea și la 1 noiembrie 2005 alături de președintele Obama. Obama, mai mult de atât, a creat legea publică 417 la al 109-lea congres pentru pandemii și situații de prevenție. Mergând și mai departe, președintele Trump spune anul trecut, chiar înainte de alegeri, face o declarație către poporul american și le spune să nu-și facă probleme pentru că această pandemie va trece la fel cum trece un miracol, într-o secundă. Eu n-am crezut niciodată în coincidențe și mi se pare așa un fir cronologic care
care nu trebuie neglijat. Dacă toți acești președinți americani au făcut aceste declarații în contextul în care lumea nu avea nicio idee despre pandemie, nimeni nu s-ar fi gândit. Să înțelegem noi că în interiorul serviciilor de informații americane existau aceste premise sau puteau fi informații la cel mai înalt nivel cum că această pandemie ar fi trebuit să izbucnească? Da, bine. Acum noi trebuie să ne ferim de teoriile conspirației. Asta este un lucru cert. Dar la fel de cert este faptul că în vremea președintelui Obama, având-o ca principal colaboratoare pe distinsa soția domnului Bill Clinton, nu-i așa? Evident că multe din ideile politice din mandatele lui Clinton au putut fi implementate, duse mai departe și în vremea lui Obama. Dar am constatat că aici tu ai pus foarte bine accentul pe faptul că, indiferent de culoarea politică, republican, democrații, americanii și-au continuat politica lor în acest domeniu. Acum, mi-e foarte greu să spun, nu știu cine ar putea să-și ia această răspundere, să acuze Statele Unite că este cea care ar fi fost la promotoarea acestei pandemii și că întotdeauna pentru a te apăra trebuie să ataci și ca să ataci îți ataci adversarul acuzându-l pe adversar de ceea ce ai făcut tu. E foarte greu să cred că totuși se recurge la asemenea jocuri foarte periculoase, pentru că războiul rece a dovedit un lucru extraordinar. Cât de mult sunt avansate cele două mari puteri, sau mă rog, puterile concurente în domeniul tehnologiei militare, atâta timp cât această tehnologie poate să distrugă de mai multe ori pământul, nu se recurge la ea. Deci, practic, este o politică eșuată. Nici măcar amenințarea cu folosirea acestei tehnologii nu mai sperie pe nimeni. Prin urmare, trebuia găsit altceva. Și acest altceva, sigur, ne duce imediat cu mintea la această pandemie cu care ne confruntăm de mai bine de un an de zile și care, iată, ne pune serios mintea la încercare, dar în același timp și mintea și imaginația. Eu plec și eu de la ideea că totuși serviciile secrete din lume, care au numai puțin de un milion de angajați, care produc anual peste 3 miliarde de dolari, cooperează și vor să facă bine omenirii, adică să salveze planeta Pământ, nu cred că se joacă cu focul. De aceea, dacă această pandemie este o pandemie serioasă și ar face atât de mult rău omenirii, totuși trebuie să ne gândim la cifre. Într-un an de zile, acest virus nu a reușit să omoare mai mult de 2.500.000 de oameni. Și cifrele, evident, că sunt și ele discutabile, contestabile, și așa mai departe. Deci nu a fost capabil acest virus să facă prăpăd. Deci nu a avut efectele unei bombe nucleare, Doamne ferește, în niciun caz. Deci
este posibil să fi fost și un astfel de joc, mai ales că în ultimul timp am pe mine m-a impresionat activitatea desfășurată de un avocat german, Rainer Füllerich cheamă, care a câștigat procesul celebru cu firma vechi germană BMW, a reușit să retragă toate mașinile din vândute din circulație și să pună firma să plătească despăgubiri proprietarilor. El a reușit în ultimul timp să strângă în jurul lui peste 300 de avocați, la fel cu succese incontestabile, succese profesionale din Statele Unite, din Canada, evident din Germania, din Anglia, din Franța, și strădania lui este de a organiza un tribunal internațional, pentru că nu are încredere în tribunalul, Curtea Supremă Internațională, un tribunal internațional care să semene cu cel de la Nuremberg, mai numit de ei Nuremberg 2. Și acolo vor să aducă, să facă plângeri penale, să-i aducă în fața justiției pe cei care s-au făcut vinovați de răspândirea virusului, de întreținerea acestei propagande care a înfricoșat omenirea, a terorizat omenirea. Și din spusele lui am înțeles că vrea să înceapă cu finanțatorii de la Davos. Știți foarte bine că forumul de la Davos, la rândul lui, a fost creat la începutul anilor 90 de către un mare profesor german și el, da, care Johannes Martin Schwab se numește și care a scris o carte anul trecut, publicată în iunie 2020, intitulată COVID Marea Resetare. Deci el este și unul din fondatori al acestui club de forum de dezbatere economice de la Davos, dar în același timp este și ideologul mișcării resetării, adică noua ordine mondială în care realitatea nu va mai fi, normalitatea, pardon, nu va mai fi ca înainte. Am văzut-o și mai zilele trecute pe doamna Merkel alături de președintele Franței Macron și de alții, de Ursula von der Leyen, de asemenea alți lideri europeni, care au semnat un apel publicat în Frankfurter Allgemeine Zeitung, în care se referă la necesitatea solidarizării și cooperării pentru a readuce omenirea la o altă normalitate. Deci ideologia asta globalistă că vom face o altă ordine. Bine, este vorba de o altă ordine economică, da? Pentru că l-am auzit și pe președintele Macron la forumul de la Davos, de la sfârșitul lui ianuarie anul acesta, forum desfășurat online, unde ne spune clar că este convins de faptul că sistemul capitalist creează inegalități, trebuie să ne gândim la un alt sistem în care toți participanții să aibă beneficii. Pe undeva are dreptate, pe undeva această ideologie este de stânga, pentru că urmărește, nu-i așa, o transformă aparent, da,
o transformare a economiei capitaliste. O transformi în ce? Nimeni nu ne spune. În altceva. Ceva care să mulțumească pe toată lumea, pe cei participanți. Deocamdată, cifrele care vin din partea forurilor de specialitate ale ONU, ce ne demonstrează? Că 1% din avuția națională, da, este deținută de populația săracă a lumii, în vreme ce 99% din avuția omenirii este deținută de cei bogați. Deci vă dați seama unde a ajuns această inegalitate și aparent ei ar veni cu această idee de o nouă ordine economică, politică, mondială, probabil și militară, probabil și culturală, da? Care să rezolve o astfel de polarizare excesivă a societății. Ați văzut și încă o idee vreau să mai spun aici, pentru că problemele sunt destul de complicate. Arena internațională la ora actuală oferă foarte multe astfel de situații. Ați văzut cât de nervoși sunt protestatarii, cei care nu sunt mulți. Câteva zeci în unele locuri, chiar sute, nu știu dacă ajung să depășească mia, în marile capitale europene. Am văzut la Paris, am văzut la Berlin, am văzut și în alte orașe care protestează. Ei nu protestează împotriva COVID-ului propriu-zis, că nu cred că au ceva cu acest virus. E o gripă de care trebuie să te păzești, să-ți iei singur măsuri, să asculți sfaturile medicale. Ei protestează de ce? Și-au pierdut locurile de muncă. Ei protestează pentru că nu au niciun viitor, nu văd niciun fel de soluție de redresare într-un timp scurt a situației lor profesionale, materiale, sociale și așa mai departe. De asta este înverșunarea lor și protestul lor. Și aici aș vrea să mă opresc, să continuăm totuși dialogul. Da, interesantă teorie, domnule general. Aș fi vrut să vă întreb de asemenea cum ați comenta poziția guvernatorului statului Texas din Statele Unite, care a luat decizia să redeschidă absolut tot sistemul public. Da, practic, din punctul lui de vedere, se revine la normalitate. O normalitate pe care el nu o numește o altă normalitate. Și după aia am înțeles de ce. Observați, el e republican. Da? Așa? E trumpist, cu alte cuvinte, nu-i așa? Deci face o altă politică decât globaliștii. Sigur că își asumă responsabilitatea, dar dacă el va reuși, nu-i așa, va reuși și atunci va fi un semnal foarte clar pentru rest. Dar am înțeles că și alți guvernatori intenționează să-i urmeze, să-i urmeze exemplu. Acum nu știu chiar pe fiecare în parte câți, dar cred că preponderența va fi din rândul guvernatorilor republicani. Da. Dar e interesant ceea ce spune el, acest guvernator. Noi, ca stat, deci ca stat Texas, avem suficiente resurse la dispoziție și știința a făcut între timp mari progrese încât să ne permitem să ținem o astfel de pandemie la distanță, să nu mai fie periculoasă pentru cetățeni. Deci el se bazează foarte mult pe ceea ce au reușit să acumuleze în acest an de zile în luptă cu COVID-ul, da?
și zice, domnule, nu ne mai e frică de pandemie, acum știm să-i venim de hack. Asta este, vedeți, în unele locuri, puncte ale lumii, ale Europei, încă autoritățile se tem, tot vorbesc despre al treilea val și dacă au vorbit de al treilea val, nu avem niciun fel de siguranță că nu va ezita să vorbească și de al patrulea val și de al cincilea val. Deci aici lucrurile sunt cât se poate de clare. Probabil că în acele locuri nu există mijloace materiale, ci nici știința n-a făcut progrese ca în Texas, dacă să fim foarte clar. Iar în Elveția am văzut că autoritățile dau teste PCR gratuite cetățenilor să-și facă teste și care se găsește pozitiv să stea frumos la casă, să se îngrijească 14 zile. Păi înainte când aveai un... făceai febră și asta nu te oblojea bunica, îți spunea spirit, îți spunea nu-i așa, sare, îți spunea la picioare cald și așa și te brobodea și în câteva zile te punea pe picioare. Păi cam așa e și acum, nu-i așa? Sunt medicamente, te poți trata. Deci ar trebui să gândim să revenim la această normalitate. Dar dacă doamna Merkel a dat semnal foarte clar alături de ceilalți lideri că ne pregătim pentru a reveni la normalitate, e, cred, un semnal foarte clar și pentru celelalte guverne din alte țări unde încă nu pot să-și permită că nu au nici forță materială, nici științifică și cred eu că nici oameni de bună credință. Sau oameni cu personalitate, cu bună credință să zicem că sunt, dar să aibă și puțină personalitate, să se gândească, să se consulte cu cetățeni. Domnule general, având în vedere că noi ca români am atins pragul de 1 milion de locuitori care au acceptat să se vaccineze. Am văzut de altfel zilele trecute, l-am văzut pe domnul prim-ministru Câțu, a mers în spitale, s-a pozat acolo și a pozat lucrul, a dat diplome. Se pare că românii au fost destul de receptivi la acest vaccin. Am înțeles că suntem pe locul 3 în Europa la cetățeni, la numărul de cetățeni care au acceptat să se vaccineze. Știu că printre care, mă scuz că te deranjez, printre care și noi doi. Da, printre care și noi doi, da. Da. Știu că dumneavoastră ați făcut cercetări aprofundate în ceea ce a privit vaccinul aplicat cetățenilor din Israel. Sunt oameni de știință care au studiat aceste aspecte, aceste procente. Israelul a ajuns la 6 milioane de cetățeni vaccinați și știu că ați discutat la un moment dat, da, niște, adică o serie de controverse pe care aș dori să ni le exemplificați și nouă. Da, acolo ce se întâmplă? Sunt o serie întreagă de chestiuni, de probleme care au apărut după al doilea vaccin. Se pare că cifrele sunt destul de reprezentative, adică nu mai pot fi considerate excepții, trebuie luate prin ponderea lor în analiză, în orice analiză. Și mulți se tem că o mare parte din rândul celor decedați după al doilea vaccin nu s-ar datora comorbidităților, ci pur și simplu acestui vaccin. Sunt, prin urmare, foarte mulți care au pus sub semnul întrebării eficiența acestui vaccin.
Sigur, aici specialiștii discută între ei. Am văzut că cel mai eficient, conform datelor publicate, este acest vaccin Pfizer. Asta îi frământă la ora actuală pe specialiștii din Israel. Bine, s-au făcut și speculații că e posibil ca Israelul să se confrunte cu un nou holocaust. Probabil că sunt în faza actuală a cercetărilor, sunt afirmații hazardate, mai puțin acoperite de cifre statistice, dar întrebarea persistă: ce se întâmplă cu acești 30% din cei vaccinați care, asupra cărora vaccinul nu a avut efect sau a avut un efect negativ, și cum se va, cum se vor manifesta aceste forme negative. Deci este în continuare o preocupare. Totuși aș vrea să mai aduc în discuție și un alt aspect, să-l evoc aici pe un mare cercetător american, îl cheamă Rob Oswald, care are doctorat în virusologie și imunologie și este coordonatorul cercetărilor într-un laborator din Stanford, California, foarte utilat, cu aparatură de cercetare de ultimă oră în domeniu. El a cerut autorităților republicane americane care se ocupă de acest virus să îi ofere 1500 de probe de coronavirus ca să poată să studieze, să încerce să meargă mai departe cu cercetarea sau să descopere lucruri încă nedescoperite despre acest virus. Ei bine, care a fost marea lui uimire, a lui și a echipei de cercetare, la fel formată din cercetători de mare valoare, și anume că din cele 1500 de probe de coronavirus, niciuna nu era coronavirus. Aici este marea problemă. El a informat, a cerut să îi se mai dea alte probe, bineînțeles că a fost refuzat, și chestiunea asta l-a determinat pe el să facă o declarație publică explozivă în care să spună că din 1500 de coronavirus nu era niciun coronavirus și că era vorba de o tulpină sau tulpine de gripă sezonieră A și gripă de tip B. Iar eseul pe care l-a publicat poartă un titlu sugestiv, citez: golănia mondială care urmărește să îngenuncheze omenire. Asta apropo și de ceea ce am spus puțin mai devreme despre Rainer Füllnich, avocatul care vrea să facă un Nuremberg 2. Domnule general, cu alte cuvinte, acești cercetători practic susțin teza laureatului premiului Nobel de origine japoneză, îl cheamă Shusaku Hanjo, despre care au vorbit și domnul profesor Lupu și excelența sa, domnul Ion Cristoiu, într-un dialog de asemenea filmat pe care eu l-am regăsit. Acest cercetător japonez spunea că la începutul acestei pandemii, cred că în martie 2020, a spus, și atenție, avea 4 ani de cercetare în laboratorul de virusologie de la Wuhan. A spus că este fără îndoială deci SARS-CoV-2 este un virus de laborator și dacă nu are dreptate, a cerut să-i fie retras premiul Nobel.
Da, deci eu cred în declarațiile unor astfel de mari savanți cercetători și al lui Rainer Fürlich și al lui Kent și al lui Șușacu, pe care l-ai evocat anterior, mai sunt și alții, cred în declarațiile lor mai degrabă decât în declarațiile domnului Arafat, da? Ca să ne lămurim despre foarte multă încredere în domnul Arafat, dar de când încep să-l compar cu acești mari savanți, îmi dau seama că pe zi ce trece dezamăgirea mea crește foarte mult. Deci este cât se poate de clar, dar nu mai luăm în discuție avantajele imense din punct de vedere economic, financiar, pe care le-au obținut multinaționalele, da? Care se în această perioadă, deci au prosperat, mai ales chiar zilele trecute când am vorbit cu dumneavoastră, mi-ați invocat o serie de statistici oficiale. Noi în cartea conversații cu un general făcusem aceste cercetări, încă 92% din economia românească este infuzie de capital străin și noastră ați venit cu o statistică a Institutului Național prin care ați identificat cifre foarte exacte. Dacă puteți să le exemplificați și data asta, mie mi s-au părut halucinante zilele trecute atunci când am vorbit cu dumneavoastră. Da, da, așa este. Eu am întâlnit aceste cifre care vin din partea autorităților, da? Autoritatea Națională de Statistică, celebru ANS, în care ne spune cât se poate de clar și de limpede la nivelul anului 2019, deci înainte de pandemie, în România 80% din cifra de afaceri, da, aparține transnaționalelor și care plătesc redevențe statului român la nivelul de 3 miliarde de euro pe an, în vreme ce întreprinderile mici și mijlocii, care reprezintă o pondere de 20% din cifra de afaceri, da, a plătit statului român 56 de miliarde de euro. Deci nu vreau să fac speculații că sunt penibile, că nu sunt bani. Sunt bani dacă știi de unde să îi recuperezi, de unde să îi iei. Dar dacă duci politici și promoveți politici ale interesului naționalelor și nu ale firmelor românești, atunci vei spune că nu sunt bani, te vei împrumuta de 30 de miliarde de euro de la băncile Banca Mondială și îndatorezi pe câteva generații această țară. Asta este marea problemă și dar vedeți că nu se comentează în spațiul public de către economiști, experți. Domnule general, asistăm la ultimul stadiu al demantelării economiei românești. Eu am vorbit cu săptămânile trecute am vorbit cu domnul profesor Buzărnescu de la Universitatea de Vest din Timișoara, pe care îl cunoaștem, și dumnealui avea această pledoarie că se urmărește în continuare demantelarea economiei românești aflată în fază terminală, de altfel. Păi depinde ce înțelegem prin economie românească.
Dacă ne referim la economia din România la ora actuală, am spus care este realitatea, da? 80% pondere capital străin și de-abia 20% capital românesc, care, atenție, aduce mult mai mulți bani, da, la buget decât transnaționalele. Eu am avut o discuție cu domnul președinte Băsescu la un post de televiziune și l-am întrebat și eu cum explică această diferență enormă între veniturile de 3 miliarde ale transnaționalilor față de 56 de miliarde ale întreprinderilor mici și mijlocii. Și mi-a explicat că mi-a dat exemplu cu firma Shell, care a făcut exploatările de explorările pentru pungile de gaze din Marea Neagră, că au cheltuit enorm pentru astfel de explorări, au făcut foraje la 2000 de metri sub nivelul mării, trebuie o tehnologie specială, vase speciale care nu erau ancorate și erau permanent în pericol și așa mai departe. Bun, de acord că au făcut, dar eu nu știu care au fost condițiile în care s-au încheiat termenii de colaborare pentru forări. Știu foarte bine că în vremea domnului Dragnea, când era președintele Camerei și președinte al PSD-ului, dânsul a intervenit cu foarte mult nerv ca să modifice contractele, cifra de afaceri și să, în loc de 6% cât revenea statului român din eventuale explorări, să ridice la cifra de 16%. Shell-ul nu a acceptat, știm foarte bine că și-a luat și a strâns uneltele și a plecat. De fapt, au plecat unde? În Marea Nordului, acolo unde norvegienii au niște rezerve foarte mari de gaze și acolo unde ei obțin peste 40%, statul norvegian 40%. Deci convine și Shell-ului, care n-a făcut explorările acolo, convine și statului norvegian. La noi aici, deocamdată, încă nu s-a stabilit exact cine preia exploatarea, atâta timp cât firma care a făcut forările a plecat. Ne-a asigurat domnul Ludovic Orban, șeful PNL-ului, că nu este exclus ca până la sfârșitul anului să înceapă exploatarea acestor zăcăminte de gaze din Marea Neagră. Nu ne-a spus nici cu la ce cifre de afaceri se ridică, ce câștigă statul român, în ce condiții și așa mai departe. Dar deocamdată eu le iau ca promisiuni, vorbe politice, politicianiste, până când nu văd primii metri cubi de gaze exploatați, până atunci nu-mi schimb părerea, pentru că ați văzut foarte bine în ultimul timp, ni se promite că în România va fi produs virusul, pardon, mă scuzați, că va fi produs vaccinul anti-COVID. Sigur, sunt, avem oameni foarte capabili, instituții care să organizeze, cum este Cantacuzino, Institutul Cantacuzino, care este sub coordonarea Ministerului Apărării Naționale.
Mi se promite că se vor face investiții foarte mari în construirea de spitale. Ambiția primului ministru Câțu este ca acest guvern să rămână în istorie ca guvernul investițiilor în spitale. Deci deocamdată promisiuni, deocamdată vorbe pe acest fond de creștere a nervozității în rândul populației. Adică starea de spirit este total, total contra guvernanților care și-au pierdut încrederea și probabil că a face promisiuni de genul ăsta, cred ei că port să amorseze întrucâtva protestele care vor veni. Domnule general, aș fi vrut să discutăm un picuț și despre efectele acestei pandemii, efectele palpabile pe care noi am reușit să le identificăm până astăzi, atât pe plan național cât și pe plan internațional. Care sunt, după părerea dumneavoastră, primele efecte vizibile pe care le-a creat acest SARS-CoV-2, atât la nivel economic, la nivel diplomatic în lume, și primele reacții de îngrijorare care ar trebui să ne îngrijoreze la nivel mondial? Da, cred că este prea devreme să facem astfel de evaluări. Totuși, să știți că m-am gândit și eu, probabil alături de foarte, foarte mulți analiști care sunt preocupați de aceste probleme, trebuie să plecăm de la faptul că o astfel de pandemie poate să aducă lucruri pozitive, dar și negative. Eu aici aș fi de acord cu ideologia globalistă, potrivit căreia noua ordine economică, politică, militară și culturală va determina o altă normalitate. Zic eu, o normalitate puțin diferită de ce a fost înainte. În primul rând, o constatare, o concluzie care cred că nu poate fi contestată, faptul că în această perioadă de un an de zile sau doi ani cât va dura, oamenii s-au deprins în marea lor majoritate pentru a fi foarte sensibili la o igienă proprie, la a se apăra de posibile îmbolnăviri. Și aici nu e vorba de numai de COVID. Aici te poți îmbolnăvi de orice boală contagioasă dacă nu ești atent. Deci eu cred că și după ce se va ridica obligativitatea purtării măștii, mulți dintre cetățeni vor purta această mască atunci când se vor afla în aglomerații. Deci când vor intra la metrou, când vor intra, eu știu, în alte spații foarte aglomerate, pe stadioane sau, eu știu, nu știu, la teatre sau în altă parte, cred că unii dintre ei care vor să se protejeze, care știu că sunt, nu au un sistem imunologic destul de bine pus la punct, antrenat, întreținut cu diferite tratamente, aceia se vor proteja. Deci din punct de vedere al igienei maselor, da, e un lucru bun câștigat. Acum, dacă am spus despre o bilă albă, să vorbim și despre o bilă neagră. Deci aici chestiunea impactului este devastator, însă foarte mulți oameni au rămas fără locuri de muncă. Se pune problema dacă cei care vor investi în a cumpăra micile afaceri falimentate, da, pe care statul nu a reușit să le întrețină, cel puțin din România și în alte țări ca România, cine vor cumpăra aceste mici afaceri și cât de rapid
vor reuși să pună lucrurile în mișcare. Ce se va întâmpla cu această forță de muncă, da, calificată într-un domeniu și care probabil că nu-și mai găsește loc de muncă acolo, va trebui să fie, să se reconvertească, da? Apropo de chestia cu minerii, așa. Eu cred că 30 de ani a fost suficient timp ca autoritățile să se gândească cum să, ce să facă cu această forță de muncă din zona respectivă. N-au căutat să facă școli, cursuri de reconversie a muncii și de aici ne confruntăm cu o problemă socială foarte, foarte gravă. Îi mai primește Occidentul pe acești oameni, mai primește Occidentul această forță de muncă necalificată? Aici este marea problemă. Dacă rămân la noi, ce facem? Le facem, domnul Câțu a zis că face investiții în spitale. Bun, de acord. Dar mai sunt alte domenii în care trebuie să se investească foarte serios. Pardon. În opinia mea, ne-am confruntat cu mai multe crize. Nu a fost doar o criză, această pandemie, da, o criză sanitară. Ne-am confruntat și ne confruntăm în continuare, nu o vede nimeni și îmi pare rău, cu o mare criză în domeniul educației și a formării forței de muncă utile sectoarelor productive, deci o școală aplicată. Aici este chestiunea care caracterizează actuala criză în domeniul educației. Zic eu că este și o criză morală, având în vedere reacțiile astea foarte radicale din societate. Am văzut și o serie întreagă de crime care s-au produs și care, zic eu, că ar trebui analizate pe fondul acesta de evoluție a stării de spirit, evoluție psihologică a oamenilor disperați. Știți? E, asta e o filă neagră care e mult, mult mai periculoasă și nu estompează deloc cu bila albă. Da. Ați făcut referire la aceste crime care s-au făcut din ce în ce mai cunoscute în spațiul media și făceam referire directă la cazul Onești. Asistăm cu ghilimele de rigoare și la o pandemie în cadrul Ministerului Afacerilor Interne sau la o ineficiență în conducerea sa? Da, aici trebuie discutat. Deci, pe ansamblu, Ministerul de Interne este Ministerul de Interne. El are suficiente resurse, are suficienți oameni capabili să facă față la toate problemele de competență a poliției cu care se confruntă societatea românească. Important este ca cei care se află în funcțiile de conducere să fie oameni apreciați de cetățeni, să fie oameni cu performanțe profesionale palpabile, în care oamenii, cetățenii, să aibă încredere. Nu au ce căuta politrucii, deci cei promovați și numiți pe criterii pur politice, nu au ce căuta în fruntea Ministerului de Interne. Pentru că ce s-a întâmplat acolo la Onești, spun că trebuie foarte serios analizat nu-i așa, contextul real. Păi despre individul ăsta se cunoștea foarte bine din informații că a făcut, s-a pus, mi se pare, s-a filmat și s-a postat pe internet, da?
că va pune mâna pe pistol și că își va face singur dreptate. Ori, în cazul acesta, deci este vorba de un individ care amenință cu o crimă, o crimă, da? Poate că încă nu e terorism, poate că nu e decât o simplă amenințare, dar trebuie luată în seamă. În condițiile acestea trebuia alertat imediat acest comandament de coordonare operativă antiteroristă care funcționează în cadrul SRI-ului și care reunește în afara specialiștilor SRI și specialiști din alte ministere. Și acest comandament de coordonare operativă antiteroristă trebuia să analizeze și să hotărască cine se ocupă de monitorizarea și prevenirea în acest caz. Bun, nu s-a reușit prevenire, deși prevenirea era foarte simplu. Acel apartament trebuia monitorizat. Era cât se poate declar, iar individul ăsta, dacă s-a apropiat de apartament, trebuia înlăturat, da, prin intervenția forțelor de poliție. Deci în niciun caz nu trebuia lăsat să pătrundă acolo. Apoi, dacă s-a hotărât ca de monitorizare și de prevenire și de intervenție să se ocupe structurile Ministerului de Interne din Onești, asta a fost hotărârea și trebuie respectată această hotărâre. Problema este dacă ministrul de interne era conștient că acea structură poate să rezolve problema sau nu e în stare să rezolve problema. Deci el ca ministru trebuie să cunoască. Era anumit proaspăt, da? Bun, dar nu are consilieri, nu are colaboratori, ei nu știu care este situația reală din teritoriu, unde sunt structuri eficiente și mai puțin eficiente de monitorizare și intervenție în astfel de situații. Astea sunt problemele care trebuie analizate. Și cu onestitate, dacă să găsește vreo culpă, să-și dea demisia. Dacă nu, nu-i nicio problemă. Cei care se fac răspunzători, inclusiv din Ministerul de Interne sau și din alte instituții, să răspundă în fața legii. Cam asta este. Domnule general, credeți că ar fi avut altă finalitate această situație dacă ar fi fost direcționat acolo trupele speciale DIA, SIA? Întâmplarea face că eu cunosc mai mulți ofițeri de acolo, știu că sunt foarte profesioniști, erau foarte revoltați pentru faptul că nu li s-a dat această șansă în adevăratul sens al cuvântului. Deci este vorba de o... Da, eu asta am spus și susțin în continuare că avem profesioniști. Vrem să subliniem acest aspect. În cadrul Ministerului de Interne și este îmbinarea asta între ofițerii de carieră și politrucii, se pare că are un final devastator. Da, încă politrucii au punctele de vedere finale care se impun, da? Ceea ce nu e corect. Deci specialiștii trebuie ascultați, indiferent dacă sunt opinii profesioniste, și eu nu mă îndoiesc, atunci trebuie ascultați. Nu, este inadmisibil ca tu, ministru de interne, să nu cunoști situația reală din teren și să nu direcționezi cele mai capabile structuri din minister de intervenție, că nu spune nimeni să fie intervenit SRI-ul. Nu era nici pe departe caz de terorism, dar era sechestrare de persoane cu amenințare premeditată cu mult timp în urmă, cu filmare și postare pe internet că individul ăsta își va face singur dreptate. Și în cazul acesta trebuia acționat de către acele structuri foarte bine
plasate profesioniste și care în cariera lor până acum au dovedit că într-adevăr se poate pune bază pe ei. S-a acționat, cei care au acționat, a văzut toată lumea, total neprofesionist. Și aici este și strigătul de durere al multor specialiști din minister. Ei se pregătesc zilnic, tu știi foarte bine că antrenamentele lor nu sunt deloc ușoare. Oamenii își sacrifică foarte mult din viața lor pentru a fi permanent la datorie și iată că dintr-o dată, în loc să fie ei folosiți, sunt folosiți niște indivizi care, din câte am înțeles eu, mai aveau și relații cu individul, da? Vorbeau cu el, cu bă, ce el le spunea lor că sunt hoți și așa mai departe. Adică erau niște relații acolo de te apuci cu mâinile de cap dacă analizezi replicile alea scurte între criminal și cei cu care discuta din rândul poliției. Domnule general, o întrebare implicită legată de acest subiect. Știu că dumneavoastră ați coordonat mai multe teze de disertație, lucrări de disertație, teze de doctorat legate de această infracționalitate transfrontalieră. În perioada pandemiei, ce efecte considerați dumneavoastră că are acest SARS-CoV-2 asupra infracționalității la nivel interstatal? Rețelele mafiote se manifestă la fel sau au și ele diferite opreliști impuse de această perioadă de lockdown? Referire directă, pentru că există, ați văzut, suntem celebri cu gangsterii ăștia din Cancun, care au ajuns la un nivel foarte, foarte mare, sunt rețele foarte bine definite. Se pare că nimeni nu ia atitudine cu ei sau nu a luat până în prezent, deși mai nou s-a implicat FBI-ul. Și totodată cu această întrebare vreau să vă întreb, în contextul în care sunt tranzitate persoane de-a lungul graniței cu Statele Unite, care credeți că va fi finalitatea? Ce atitudine va lua FBI-ul? Având în vedere că președintele Trump a alocat aproape 7 miliarde de dolari pentru crearea acelui zid. Da, haideți să le luăm pe rând. Să știți că aici aspectele datorate pandemiei și impactul pe care l-a avut asupra fenomenului crimei organizate transfrontaliere, da? De fapt, asupra organizațiilor mafiote. Da? Aici trebuie să facem o distinție foarte clară între familiile acestea mafiote, care tradiționale, da, mafiile italiene, Drangheta, Cosa Nostra, și mafiile mai noi, mafia rusească, mafia ucrainiană, mafia turcească și așa mai departe. Și acele grupe de interlopi, cum le numim noi aici în România. Ei nu sunt mafioți, sunt interlopi, adică practică și ei tot felul de mici afaceri, unele care le aduc câștiguri substanțiale, dar pe bază de infracționalitate de asta măruntă. Sigur că ce s-a întâmplat la Cancun în Mexic nu are nimic de a face cu pandemia. Acolo exista o rețea foarte puternică de români care interlopi, da? Care au reușit, probabil că au avut și un mic sprijin din partea mafiei mexicane, că să știți că se poate vorbi și de o mafie mexicană, da? Sigur că au făcut averi, au făcut investiții, dar acești
români de acolo, rețeaua de români de acolo, din câte am înțeles eu, a reușit să facă averi fabuloase din clonarea cardurilor, da? E, asta este. Băieții deștepți. Românii se descurcă pe peste tot. Ce să le fac? N-are nimic cu pandemia. În schimb, ce are cu pandemia? Mafia asta tradițională și americană și europeană și asiatică, adică mă gândesc că e la triadele chinezești, da? La Yakuza, Yakuza japoneză, nu-i așa? Deci să nu fim naivi să credem că ei au avut de suferit. Ba din potrivă, au prosperat la fel ca și era, să zic, mafia politică oficială. Adică marile firme care au strâns averi fabuloase prin comerțul cu tehnologie și echipamente medicale, da? Ca să fim foarte clari aici, că dacă au făcut mafiile politice, da? Au făcut și mafiile tradiționale. Aici nu se poate prosperitatea unora să fie în defavoarea celorlalți. Nu, ei merg mână în mână. Da? Deci mână în mână. Prosperitatea se vede și colo și colo, că n-ar putea unii fără alții. Atenție mare ce spun, mi-au spus-o experți, mi-au spus oameni care toată viața lor au luptat împotriva acestor mafii. Mafiile se sprijină între ele și mafiile tradiționale nu pot exista fără cârdășiile astea. Eu le-am numit de multe ori cârdășiile astea, adică autoritățile care sunt la comandă, cu care fac afaceri cu familii mafiote. Mafioții, vreau să vă spun că și ei strâng tot așa în jur de 3 miliarde de dolari pe an ca beneficii, da? Ceea ce înseamnă că am spus și adinaur o cifră că serviciile secrete ar produce și ei cam prin forțe proprii vreo 3 miliarde, da? Deci nu cumva e o simplă coincidență sau trebuie să introducem și pe ei în joc ca fiind actori importanți ai mafiilor politice, da? Vezi, problema e cu cât coborâm mai jos în analiză, cu atât descoperim niște lucruri uluitoare pe care evident ulterior ni le putem explica prin supoziții. Deci asta cred eu, dar la nivelul interlopilor aici problemele sunt mai complicate. Interlopii au avut foarte mult de suferit, mai ales cei care lucrau sezonier în țările occidentale. Lockdown-ul de acolo i-a trimis la ei acasă. Aici ați văzut că și-au terminat foarte repede banii și au început să se taie între ei, să se lupte între ei, să amenințe autoritățile, cam obraznici, pentru că de multe ori am văzut cazuri în care autoritățile le făceau hatârul, cum se spune. Acum, când au devenit agresivi la adresa autorităților, se pare că nu se mai mulțumesc cu puțin. Aici mi se pare mie lucru mai deosebit, chiar mai grav. Când acești interlopi, care beneficiază evident de sprijinul tacit al autorităților, nu se mulțumesc cu cât primesc. E, COVID-ul asta a făcut. A demonstrat autorităților că acești interlopi vor să beneficieze de mai mult în urma colaborării. Adică nu le mai convine doar să întoarcă polițiștii privirea, cum s-a întâmplat la Caracal,
ci vor și mai mult decât atât. E, ce este acel mai mult? Asta doar specialiștii care se confruntă zilnic cu fenomenul poate să ne spună. Cu ochiul liber nu prea se vede, pentru că ați văzut, cel puțin ei au decența și nu ies în postări cu revendicări de genul acesta. Ies cu alte prostii, cu dedicații muzicale, cu armament, cu desene animate. Desene animate, da. Te rog. Domnule general, credeți că vreodată vor fi certificate de către instituțiile abilitate, fără să le numesc de data asta, legăturile între aceste clanuri interlope și o serie de oficialități din România? Și când spun asta, mă refer la primar, la secretar de stat. Adică sunt lucruri pe care le știe foarte multă lume, le știu colegi de-ai noștri. Sunt informații care nu se mai vehiculează în spațiul public, sunt certificate la nivel oficial. Cu toate astea, nimeni nu ia atitudine. Credeți că pe viitor aceste rețele, până la urmă, de interlopi care au legături politice vor fi anihilate? Asta era ultima mea întrebare. Păi nu, imposibil să fie anihilate, pentru că nu mai beneficiază nici cei aflați în funcții pe care le-ai, în funcțiile pe care le-ai amintit. E imposibil de crezut lucrul acesta. Să fie fenomenul ținut sub control? Da, ei zic că prin această cârdășie se țin lucrurile sub control, da? Sunt momente, ai văzut cum e și această pandemie, când lucrurile scapă de sub control. Aici este marea problemă. Trebuie să fie un echilibru. Niciodată nu vom putea scăpa de mafii, pentru că mafia există tocmai prin încălcarea legii, iar această încălcare a legii nu este văzută de autorități, pentru că nu le aduce beneficii. Le aduce beneficii să nu vadă încălcarea legii. Iar când un procuror mai scrupulos încearcă să facă ceva, avem experiența din Italia, din anii 70, 80, 90, foarte mulți procurori au murit în urma unor atentate mafiote. Deci asta e de când e lumea. Economia oficială este dublată de o economie neagră. Și dacă spuneam că 80% din cifra de afaceri este deținută de marile companii transnaționale, nu știu acum ce cifră de afaceri au mafioții. Dar se presupune că această economie neagră în întreaga Europa ar depăși peste 30-40%, ceea ce înseamnă obligatoriu că și o parte din aceste companii transnaționale acceptă o cârdășie cu structurile acestea care fac afaceri și care nu plătesc taxe statului. Că despre asta e vorba, da? Afaceri care nu sunt taxate de către stat. Nu, statul nu primește redevențe în urma lor. De asta a și prosperat și prosperă mafia. Sigur că o parte foarte mică din aceste câștiguri ajung la comisioane, în calitate de comisioane la oamenii politici aflați în funcții de decizie. Niciodată nu vor recunoaște oficial și cazuri în care să ajungă în instanțe o astfel de demascare
Cred că cel puțin la noi în România, dacă în Italia a fost posibil și în alte locuri, în România la ora actuală este imposibil. N-ai văzut, băgăm la pușcărie oameni care și-au angajat două femei de serviciu la partid și cu asta zicem că luptăm împotriva corupției. Adică e de râsul plânsul aici. Râsul plânsul. Râdem de comicul situației și plângem că suntem neputincioși. Ba încurați, domnul general. Exact. Da, mi-a plăcut expresia, da? Bani curat, cu două rânduri de ghilimele. Ghilimele, da, da. Domnule general, vă mulțumesc frumos pentru această discuție și ca de obicei sunt onorat de fiecare dată când vorbesc sau lucrez cu dumneavoastră. Cu multă plăcere și îți spun că îți stau oricând la dispoziție în funcție și de evoluția relațiilor internaționale, a pandemiilor și a avocaților furioși. Mă gândesc așa ce soartă o avea acest Rainer Fürlich.